Cel mai complex festival de jazz în aer liber din Europa Centrală și de Est revine la începutul lunii iulie, după ce în toamna anului trecut un incendiu devastator a distrus construcția unde acesta era organizat. În Poiana Lupului de la Gărâna s-a muncit în continuu, chiar și la temperaturi de minus 25 de grade Celsius. Doar așa a devenit posibilă și cea de-a 21-a ediție a festivalului. Luna octombrie anul trecut, un incendiu devastator părea să fie sfârșitul celui mai complex festival de jazz în aer liber din Europa Centrală și de Est. Din fericire, nu a fost așa. Peste cenușa rămasă s-a lucrat de zor. Nici măcar în timpul iernii echipele de muncitori nu s-au oprit. Au făcut un lucru formidabil. De la minus 25, minus 28 de grade au reușit să pună totuși ceva pe picioare și e frumos ce s-a făcut. Până în 6 iulie, când va începe cea de-a 21-a ediție a festivalului de jazz de la Gărâna, întreaga locație va fi refăcută. Noi spunem Marea Renovare, așa o numim noi. Suntem pe ultima sută, la ora actuală tăiem de pe listă ce nu mai reușim să facem până la festival. O să încercăm să fim funcționali. Noi sperăm ca în urma oboselii care ne-a cuprins deja să reușim să fim apți să-i servim conform așteptărilor lor. Vom face toate eforturile să fim cu totul gata până la festivalul de jazz. Artiști din Suedia, Germania, Serbia, Norvegia, dar și din alte colțuri ale lumii vor urca pe scena din Poiana Lupului. Festivalul începe în 6 iulie și se încheie 3 zile mai târziu.